părinte, vreau să mă ajute. De ce s-a întâmplat? Am frișoane, părinte, și calde și reci. Și am coșmare și calde și reci. Noaptea, azi noapte, de exemplu, am visat că mă fugărea un animal mare și alb. În pădure. Și o fugeam și el fugea după mine. Și o fugeam și el m-a relegat și fugeam și m-a împiedicat de un bărț și am căzut. Și animalul mare și alb a căzut peste mine. Și când m-am întors să mă uit la el, nu era animal, era om. Știi cine era? Cine era? Tenone Șinulescu, îndrăgitul cântăreș de muzică populară. Știi ce cânta? Roata morii se învârtește, ceac, ceac, ceac. Băi, Valericu, ce se căută, mă, marele cântăreț ăsta, Benone Sinulescu, prin pădure, noaptea să te alege pe tine? Nu știu! Asta speranță în spuima tale! Păi ce stiu, mama umidă? Păi... Eu ghicesc în cafele, ce? Nu, dar mă gândeam că cumva e cam așeași meserie, că te pricepi la năluci. Dar o știi ce cred eu? A? Tu azi noapte, înainte să te culci, ai mâncat ceva gras. Wow! 15 sarmăruțe! Câte? 20 de mici! Părinte, dar știi ce cred eu că e mai grav? Mm. Că toate ștările astea și toate gândurile astea negre pe care le am sunt de la faptul că am prins un demon. Ce ai prins? Am luat un demon de la cineva! Am luat așa o aghiuță, o șatana mică, 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 nu există altă explicație logică. Vreau să-mi faci o exorcizare. Ce să-ți fac? O exorcizare de aia sănătoasă, ca Natanacu. Să-mi scoți dracii din mine și să-i dai de toți pereții. Ce zici? Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Lumea luminii și a lui Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu nostru, îți poruncesc, demonule, părăsește trupul acestei femei. Și mai departe? Și mai departe ce? Gata, mă, s-a terminat. Păi cum adică, două minute? Păi ce vrei, băi, Valerico? Fă-și tu 20 de mătrâni dacă vrei supliment. Spune de 10 ori tatăl nostru. Păi ce înseamnă asta? Așa e bătaie de joc. Păi tu credeam om serios, nu ca escrocea care face exorcizări de mântuială. Că dacă vroiam exorcizare de mântuială, o făceam prin internet sau prin telefon. Păi, Valerico, eu atâta pot. Eu nu știu ce vrei tu, ce altceva... Vreau ce trebuie, asta vreau. Și când te gândești că mai vreau să dau și bani. Tu, Doamne, iartă-mă și păzește, mă duc să caut pe cineva care chiar se pricepe. Stai, Valerico, stai mă așa să ne înțelegem. Stai un pic, mai încercăm o dată să facem să fie bine. Of, 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 părintele, părintele, dar văd că matale chiar nu-ți plac banii deloc, văd. Pleacă, mă, sică, de aici. Nu vezi că-s necăjit? Vin toți la mine să le fac exorcizări ca la televizor. Păi de unde să știu eu să fac exorcizări ca la televizor? Hai, bre, nu mai te pacienta și tu așa, prea te pacientezi. Stai liniște că toate se rezolvă. Hmm. Secretul e nu ce spui, e cum spui. Matale, trebuie să vinzi exorcizarea asta. Trebuie să-l faci pe om să simtă emoția. Trebuie să-l miște pe dinăuntru. Trebuie să... Mamă, deci e cu actorie. Dacă e să fiu sincer, matale, pe actorie și praf. Da, se rezolvă. Stai liniștit. Poate. Auzi, mă, Sica, de unde te percepi tu așa la exorcizări, mă? Pe, știi câte filme am văzut de-astea cu exorcizări? Da? Sute. Deci cum apare unul nou, pac, cum mă uit la el. Recunosc că am așa o plăcere vinovată să văd cum ies demon din oameni. Și mai am și pe demonul ăsta mic și personal aici de față. Am venit să-ți iau sufletul. Puh! Pleacă-mă de aici. Hai, părinte. Hai să te duc la cineva care să te învețe cum să faci exorcizări ca lumea. Am iubit-o. Flori, poate să mă înveți să exorcizez? Flori? Ce întrebare e asta, părinte? Păi, mata, nu știi vorba aia? Nu contează cât de mare e demonul din tine. Contează ce știi să faci cu el. Ai înțeles? Păi tu mi-ai zis, bă, lui părintele, că treaba e de actoriceală? Cum mi-am zis, mă, lui părinte? Dar ce mă crede? Nu mă crede. Bă, ia vreo coace, mă, să te exorcizezi. Ca să vadă și părintele cum să face. Haide, mă. Dar eu n-am niciun demon în mine. Un demon ai? Păi cu vocea aia, cred că ai mai mulți. Haide, mă, vino cu aici, părinte, ce te învăț acum aici, am învățat și eu de la niște mănăstiri astea de Moldova, știi? Ia atent. Demon murdar! Demon murdar! Îți poruncesc să ieși din băiatul ăsta nevinovat! Ieși de el! Ieși de el! Ieși de el, demon murdar! Dacă mă auzi, răspunde!
Răspunde! Te aud! Aaa! Piei, satană! Prin puterea lui Iisus Hristos, ieși din băiatul ăsta nevinovat! Ieși din el! Ieși din el! Aaa! Primește apa asta sfințită! Apa asta sfințită! Și ieși din el! Ce faci? Taci! Știi ca sărace? Taci din gură! Taci din gură! Ieși, demon! Oh, că am ieșit! A ieșit! A ieșit! Victorie! Demonul a ieșit din băiețelul nostru ca sâmburii de prună! Mergeți, dăvestiți minunea! Mergeți, dăvestiți minunea! Ai văzut, părinte, cum se face? Adevărat? Aaa, bravo, 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 bis! Cum? Hai, părinte, ce întrebare e asta? E de actoriceală, e de simțirea asta, bre, eu am simțămintele mine. Eu conțin. Păi, matale, nici nu știi cât am jucat eu așa mima la viața mea, m-ai înțeles? Păi, n-ai, matale, rugăciun pentru 10 vieți, dar cu colo câte am făcut eu, m-ai înțeles?